Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la Argeșul European. În fiecare duminică, înaintea prânzului, aici în fața dumneavoastră, încercăm să aducem informații, unele mai vechi, dar de actualitate, informații noi. Astăzi vom vorbi despre administrația județeană la zi. A fi european înseamnă a trăi civilizat, înseamnă a avea servicii de calitate, servicii sociale, servicii de învățământ. Săptămâna aceasta vom fi martorii Doamnei Argeșene. În studioul nostru este domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, Florian Tecău. Bună ziua și bine ați revenit, domnule vicepreședinte, în studio. Salut, Mona, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Sunteți parteneri într-un proiect destul de frumos și care ne umple sufletele nouă argeșenilor, Toamna Argeșeană. Vorbiți-ne un pic despre ce va fi săptămâna aceasta. Da, am parteneriat cu Consiliul Local și Primăria Municipiului Pitești. Consiliul Județean Argeș organizează Toamna Argeșeană, în care producătorii agricoli din județ, dar nu numai, sunt invitați să-și expună produsele în piața Vasile Mira. Este o acțiune care va dura o săptămână de zile. Din păcate, vremea ne-a dat un pic planurile peste cap. Vroiam să coincidă această sărbătoare cu sărbătoarea vârstnicilor, cu data de 1 octombrie. Dar cred că piața va fi plină atât de producători, dar și de cumpărători și de cei care vor să se bucure de roadele toamnei. Am început cu această acțiune deoarece este toamnă, într-adevăr vremea nu prea ține cu noi. Este o activitate, o acțiune, un proiect demarat de Consiliul Local Pitești, în care dumneavoastră, Consiliul Județean, sunteți parteneri. Domnule vicepreședinte, de la ultima noastră întâlnire, atunci am discutat foarte mult despre regionalizare. Să uităm acum în această emisiune acest subiect, pentru că este foarte discutat. Noi nu putem aduce în fața telespectatorilor atât de multe informații, deoarece pe toate posturile de televiziune ceea ce se regionalizarea și subiectul acesta abundă toate orele și nu mai avem ce discuta noi despre regionalizare decât în momentul în care vom ști exact unde se va poziționa Argeșul. Noi sperăm ca Argeșul să dețină și el câteva posturi, da, cheie importante pentru regiunea în care va fi amplasat. Haideți să vorbim despre administrația județeană la zi. De la ultima noastră întâlnire, ce proiecte s-au mai derulat, a început anul școlar, dacă școlile au fost pregătite, infrastructura? Înainte de a prezenta activitatea Consiliului Județean Argeș, dați-mi voie două cuvinte să spun și eu despre regionalizare. Nu abandonăm lupta. Consiliul Județean Argeș, președintele Consiliului Județean Argeș, primarul municipiului Pitești, acționează astfel încât Argeșul să își ocupe poziția pe care o merită. Sper ca această regionalizare să fie benefică pentru cetățeni, dar deocamdată trăim în județul Argeș, ne preocupă problemele argeșenilor și încercăm împreună să le rezolvăm și să realizăm proiectele și planurile pe care le-am propus. Am intrat în toamnă, o toamnă bogată, dar o toamnă care a adus și schimbări atmosferice destul de puternice. Consiliul Județean Argeș este pe ultima sută de metri în realizarea proiectelor și în finalizarea obiectivelor care și le-a propus pentru acest an. Dar toamna este bogată și în evenimente, așa cum spuneați, a început noul an școlar, noul an universitar. Am participat atât la deschiderile și inaugurările de construcții noi în cadrul unităților școlare din județul Argeș. Am participat și la deschiderea universitară în cadrul celor două universități din Pitești. Am avut săptămâna trecută vizita ministrului educației, dar și vizita ministrului cercetării. Două vizite importante care vor lăsa urmări, zic eu, pozitive pentru învățământul argeșan. Ne preocupă pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Am avut o întâlnire cu directorii unităților de învățământ, dar și cu primarii. Suntem în această perioadă în analiză și în punerea la punct a proiectului pe care guvernul l-a inițiat în ceea ce privește asistența medicală în școli. Inventariem cabinetele școlare, medicii școlari și unitățile școlare în funcție de numărul de elevi, astfel încât să putem asigura asistența medicală. Numărul de elevi este în creștere sau este în scădere?
La începutul anului școlar sunt 92.000 de elevi cuprinși în diferite forme de învățământ, de la grădiniță până la clasa a 12. Este un număr de elevi care a scăzut. Până acum câțiva ani de zile, Argeșul avea peste 100-110.000 de elevi. Aici trebuie să fac precizarea că sunt câteva mii de elevi care sunt plecați în străinătate cu părinții. Unii din ei se întorc, își echivalează, rămân câteva luni de zile, pleacă din nou. Facem o paranteză, sunteți tată de student care este plecat în afara țării, da? Din păcate. Da? Din păcate, poate... Din fericire pentru el. Domnule vicepreședinte, pentru că a venit acum discuția și pentru că ne puteți spune ca tată și ca fost cadru didactic, spuneți-ne... Sunt. Actual, ca și cadru de didactic atunci, facem pași spre Europa din ceea ce privește nivelul învățământului și serviciile care sunt prestate în România? Sistemul de învățământ în România, din păcate, și mă refer în primul rând la sistemul preuniversitar, și în cel universitar există destul de multe lacune, progresează foarte încet. Avem o lege proastă. Eu am spus-o și o repet, legea educației care se aplică acum în România, am avut discuții și cu domnul ministru sâmbătă, trebuie modificată. Dar a modifica o lege mereu... De aceea vreau să intervin. Este o altă problemă. Da, nu am studii, nu sunt competentă, n-am competențe să vorbesc despre acest capitol al învățământului, însă legea învățământului s-a schimbat în fiecare an și bulversăm copiii. Sunt mama a doi copii care sunt liceeni și copiii sunt bulversați. Și eu același lucru îl precizez. Un sistem de învățământ trebuie să fie stabil în primul rând. Copilul intră în școală, trebuie să știe cum intră și cum termină. Da. Dacă schimbăm regulile jocului în timpul jocului, nu mai suntem consecvenți și deja apar foarte multe interpretări și inadvertențe. Este caracteristică sistemului. După 89, fiecare ministru a încercat să schimbe această lege, să aducă modificări, să aducă adăugiri. N-am avut răbdare să vedem rezultatele și să le analizăm. Dar sistemul de învățământ în România nu este elastic, nu este maleabil și nu se adaptează realităților. Nu prezintă motivație de a învăța pentru elev sau și, pentru student. Da, și totuși, comparativ cu rezultatele dezastruoase din ultimii 2 ani de la bacalaureat, avem foarte mulți olimpici. Suntem sufletele noastre tresari de bucurie atunci când aflăm de la informațiile, de la știrile, de la posturile de televiziune, că avem foarte mulți olimpici medaliați cu aur, cu argint la diferite competiții. Aveți mare dreptate. Și mi-ați adus aminte de un interviu pe care l-am urmărit duminica trecută la televizor cu academicianul Solomon Marcus, care este un monument de cultură și de educație în România. Este unul dintre cei mai valoroși oameni pe care i-a dat cultura și învățământul românesc și pe care îl admir pentru că am avut fericita ocazie de a lucra de câteva ori cu domnia sa la elaborarea unor analize despre învățământ. Ce spunea academicianul? Învățământul nu trebuie catalizat spre vârfuri. Învățământul trebuie să fie organizat și să se desfășoare pentru marea masă de elevi, pentru marea masă de studenți. Să aibă ca scop principal să creeze abilități, aptitudini și aplicabilitate pentru cei care învață. Nu să premieze vârfurile. Aceia oricum învață. Fie că au condiții foarte bune, fie că au anumite gene, fie că le place să învețe, copiii aceia vor finaliza. Ce facem cu ceilalți? Noi trăim într-o România în care din nou vorbim despre analfabeți. Vorbim despre abandon școlar care depășește 10%. Vorbim despre elevi care au părinții în sănătate și nu se ocupă nimeni de ei. N-ar trebui să venim cu un pachet legislativ. Exact asta vă spuneam. Exact asta vreau să vă spun. În al doilea rând, vorbim despre o Românie în care economia
toți recunosc că este așa cum este, nu putem prevede ce se întâmplă mâine și noi pregătim astăzi elevi și studenți care vor termina facultatea peste 4 ani de zile. Lumea îmi spune și marea majoritate spun, domnule, să facem analize, previziuni, să fim în pas cu piața muncii. Păi este utopie să spun că astăzi eu voi ști că un absolvent de la electronică va avea loc de muncă sau compania respectivă peste 4 ani de zile va mai funcționa. Nu avem de unde să știm. Economia și mecanismele economiei de piață se bazează pe alte lucruri. Noi trebuie să învățăm elevul și studentul să se adapteze pieței muncii și societății. Să poată să, din datorită cunoștințelor pe care le are, să treacă dintr-un domeniu în altul, să fie maleabil, să fie elastic. Dacă astăzi învață învățământul german, spre exemplu, școala profesională în Germania, care este cea mai bună, am discutat săptămâna aceasta cu reprezentantul unei firme din Germania, cea mai mare firmă care se ocupă de calificarea, recalificarea forței de muncă și care încearcă să dezvolte niște proiecte partener cu Consiliul Județean, cu Universitatea din Pitești și îmi spunea că absolvenții școlii profesionale, chiar dacă sunt pregătiți într-un domeniu și ei sunt finanțați de firma respectivă, pentru că acolo există contracte foarte ferme între elev și firmă, oricând pot închide respectiva afacere și pot începe o altă afacere învățând din mers alte cunoștințe. Baza o au, deci pot să se adapteze situației care apare pe piața muncii. Din păcate, la noi copiii, elevii, studenții fac școala fără să știe ce vor să facă mai departe. Totuși, fiul dumneavoastră a terminat, a fost un sportiv care a avut rezultate excepționale aici în România. Este sportiv în continuare, își dezvoltă aptitudinile. Este campion național pe Marea Britanie cu universitatea și cu facultatea la tenis. Vreau să ne povestiți un pic cum se adaptează un student, un proaspăt student plecat de aici, din învățământul nostru, din România, acolo unde ați spus dumneavoastră, în Londra. Dacă îmi dați voie, mi-e foarte greu să vorbesc despre mine și despre fiul meu, nu dar știam, câteva lucruri aș vrea să vă înainte emisiunii, dar pentru că a venit discuția despre învățământ și despre modul de și adaptarea studenților care pleacă de aici, de la un nivel. Totuși, am spus că nu se învață carte și învățământul nu este flexibil, dar cei care pleacă acolo sunt recunoscuți. Nu am spus că nu se învață carte. Nu există motivația de a învăța. Motivația de a învăța, da. Fiul meu a avut un mare avantaj. A plecat de mic de acasă în turnee de tenis, s-a descurcat singur, are o personalitate puternică și s-a adaptat din mers și bine distanței și solicitărilor și vieții sociale din Anglia. Totuși, care este foarte diferită, foarte diferită. Eu am înțeles-o foarte greu. Este un efort pentru că e și sportiv de performanță. Sportiv de performanță, face și trebuie tenis. Să-și continue și studiile. Exact. A fost unul din motivele pentru care a ajuns acolo. Dar vreau să vă spun, suferă și are o reținere în ceea ce privește modul cum românii sunt priviți în străinătate, mai ales în Marea Britanie. Se lovește de foarte multe ori de o imagine proastă a românilor. Ce suntem asimilați cu cei care acolo fac, care ne creează probleme. Nu respectă legea. Sunt o comunitate destul de mare, este student la o universitate care are 60.000 de studenți. Sunt vreo câteva sute de studenți români, între 200-400 de studenți români, în diferite forme de învățământ. La început era foarte entuziast că a ajuns acolo și că îi place, deși făcuse o alegere între Anglia și Statele Unite. Acum nu mai este chiar așa de bucuros și de încântat. Nu știu unde o să continue. Anul acesta termină anul 3. Vom vedea. Este un copil care totuși se implică și și-a luat în mână propriul destin. Da, felicitări. Mulțumesc. Dar nu s-a putut adapta datorită diferențelor? Nu, este adaptat, să știți, foarte bine este adaptat. Se implică în toate activitățile.
Îmi place modul nemulțumit? Cum sunt tratați. Cum sunt tratați în anumite, situații și în anumite momente. Toți românii sunt priviți la general ca infractori, oameni care nu respectă legea, care fac alte prostii și, din păcate, foarte greu se schimbă această imagine. Ce facem cu acei studenți care termină studiile în străinătate și revin aici în țară? Cum îi așteptăm? Da, din păcate, oferta este destul de redusă în acest moment. Mi-aș dori ca economia să pornească și să se dezvolte, să putem oferi locurile de muncă. Noi, Uniunea Social-Liberală și Guvernul, să poată realiza acel proiect pe care și l-au propus de a înființa 1 milion de locuri de muncă. Eu cred că viitorul României stă în tineri. Andrei își dorește să se întoarcă în România. Sper să găsească și activitatea și domeniul în care să lucreze și să-i placă. Pentru că dacă nu găsești un loc de muncă unde să-ți placă, să te duci și să muncești, este foarte greu să te adaptezi. Sunt copii care provin din familii cu potențial financiar și care îi pot sprijini, dar sunt copii care obțin burse în afara țării și care doresc să se întoarcă în țara lor, da, pentru a materializa ceea ce au învățat acolo. Da, așa iar este. Noi nu putem să le oferim totuși nimic la momentul acesta. Da. Știți ce lipsește în România? Lipsește o scală a valorii, recunoașterea valorii, a pregătirii, a inteligenței. Avem o moștenire pe care cu greu ne putem să ne debarasăm de ea. Mentalitatea, din păcate, se schimbă iarăși foarte greu. Încă mergem pe ideea că putem rezolva cu relații, cu intervenții, cu pile. Copiii, din păcate, moștenesc și ei aceste trăsături. Eu am încredere în tineri că vor schimba toate aceste opțiuni. De asemenea, am încredere în marile firme care vin și investesc în România și aduc alte mentalități. Am văzut, spre exemplu, la Renault Dacia, angajările și promovarea tinerilor sunt pe primul plan. Vorbind și terminăm acest subiect despre entuziasmul tinerilor. Ați spus că ați participat la începerea noului an școlar, poate și gimnazial, și liceal, și universitar, preuniversitar și universitar. Ce entuziasm ați văzut pe fața copiilor? Sau dacă l-ați mai văzut? Aici sunt mai multe aspecte. Trebuie să precizez că la începutul anului școlar, printr-o hotărâre a Consiliului Județean Argeș, am reușit să asigurăm ghiozdanul și rechizitele necesare pentru toți copiii de clasă pregătitoare din județul Argeș, 5200 de elevi. Am văzut o bucurie și o mândrie a acestor copii. Ei sunt mici, dar cei mari? Cei mari vin la școală, în general, pentru a-și definitiva studiile. Am văzut școli și licee foarte bune, Zinca, Brătianu, unde elevii deja sunt angrenați în activități educative. Este adevărat că apar și diferite semnale de indisciplină. Am văzut la Domnești și am inaugurat clădirea grupului școlar, colegiului din Domnești, care a fost reabilitată printr-un proiect al Băncii Mondiale și a devenit din nou un punct de reper pentru educație și învățământ pe Valea Râului Doamnei. Am inaugurat o grădință nouă la Călinești, la Topoloveni, prin inițiativa primarului Gheorghiță Boțârcă, a fost inaugurat un grup școlar industrial. Se investește în educație și în învățământ. Oamenii și administratorii localităților, primarii care știu ce înseamnă educația și învățământul, sprijină aceste activități. Deocamdată suntem în licitație pentru programul Lapte Corn. Probabil în perioada următoare licitația se definitivează. Este o licitație care finanțează acest program pe 4 ani de zile, ca să nu mai avem această sincopă la începutul anului. Mi-aș dori să-i văd pe copii mai mult la activități aplicative, la activități practice. Acolo și pe activități pentru care au înclinație și dorință să le facă. Rămân la concluzia că o
lovitură pentru sistemul de învățământ românesc o reprezintă meditațiile. Sunt de acord că profesorii nu au recunoașterea financiară și materială pe care o merită pentru munca lor, dar, încă o dată spun, cred că trebuie să facem schimbări în sistemul de învățământ pentru a avea și a privi în ochii copiilor cu mândrie și cu respect. Suntem părinți, dorim ca copiii noștri să ajungă, să ne depășească. Depinde de statul român, depinde de pachetele legislative, cât de mult îi sprijină. Domnule vicepreședinte, am vorbit despre copii, despre elevi, despre studenți. Ce facem cu bătrânii? Da, ziua pensionarilor ne aduce aminte mereu că sunt în așteptare, ca să spun așa. Spuneam, am avut o întâlnire săptămâna aceasta cu pensionarii din Pitești și le spuneam că totuși se fac eforturi, guvernul are în permanentă atenție problema pensionarilor, pentru că sunt părinții noștri, sunt cei care ne-au crescut. Știți cum se spune, când nu ai un bătrân, trebuie să-l cumperi. Așa este. Și trebuie să recunosc că eforturile au fost mari. Să nu uităm că la sfârșitul anului trecut pensiile au fost reîntregite. Începând cu 1 octombrie anul acesta, pensionarii din armată care au avut pensiile reduse după recalculare primesc din nou pensiile la suma și la valoarea dinainte de recalculare. Premierul Ponta tot în această săptămână a anunțat că începând cu 1 ianuarie pensiile se vor indexa cu rata inflației. Cu pensionarii totuși trebuie să avem grijă să le asigurăm și liniște, și asistență medicală, dar și veniturile care să le asigure, eu știu, o viață cât mai liniștită, zic eu. Există și nemulțumiri, există și așteptări. Cred că trebuie să fim atenți, cred că putem rezolva acest lucru tot prin dezvoltarea economică a României. Dacă avem surse și venituri, putem să creștem toate aceste și să răspundem tuturor acestor cerințe. Pentru că ați adus în discuție asistența medicală, cu serviciile medicale la nivel județean, cum suntem? Și apropo de pensionari și de servicii medicale, cele două centre pentru bătrâni de la Leorden și de la Rucăr au fost finalizate. Cel de la Leorden deja este ocupat și există și cereri peste numărul de locuri. Cel de la Rucăr urmează să intre și el în funcțiune după ce se va face recepția finală. Mai avem și două proiecte europene acum de asistență socială, exact. Cel de la Valea Mare și din Trivale. Da, pe programul operațional regional AXA 3, major de intervenție 3-2. Vorbiți-ne un pic despre serviciile medicale. Ne preocupă în primul rând să asigurăm funcționarea acestor servicii. Așa cum știți, le-am preluat de 2 ani de zile, am preluat spitalele la Consiliul Județean Argeș și asigurăm finanțarea, reabilitarea și modernizarea unităților spitalice din județ, 12 spitale. Da, vrem servicii medicale la standarde europene, dar avem bugete. Prin efortul Consiliului Județean Argeș, două spitale din județul Argeș sunt spitale strategice regionale. Este vorba de Spitalul de Pediatrie și Spitalul de Urgență, Spitalul Județean de Urgență, în care investim și avem sume alocate pentru modernizare și pentru dezvoltare. Urmează ca în perioada următoare la Spitalul de Pediatrie să începem realizarea unității de primire a urgențelor. Și la Spitalul Județean să facem dotări și modernizări, inclusiv achiziționarea acestui angiograf. Ne dorim să avem servicii de calitate la nivelul sistemului de sănătate. Facem eforturi foarte mari. Vă asigur că este în permanentă noastră atenție să găsim surse financiare pentru a moderniza și dezvolta aceste unități de sănătate. Din păcate, costurile și cheltuielile sunt ridicate. Sursele de financiare sunt cele care sunt. Bugetul anul acesta a fost destul de redus pentru Consiliul Județean Argeș și a trebuit să facem tot felul de artificii pentru a găsi sumele necesare.
Eu cred că printr-o muncă și prin eforturi comune vom reuși să menținem la un standard bun sistemul de sănătate în Argeș. Trebuie să ne preocupe de asemenea calificarea și perfecționarea cadrelor medicale, să asigurăm medici competenți și pentru toate domeniile din sănătate și, bineînțeles, condiții cât mai bune. Ce facem cu forța de muncă specializată, așa cum ați adus în discuție acele calificări și formarea continuă? Atât în sistemul de învățământ, cât și în sistemul medical, cei care își finalizează studiile preferă să nu se întoarcă în Pitești. Argeșeni rămân în centre medicale universitare mari, da. Este și dorința de specializare și de perfecționare, și trebuie înțeles. A fiecăruia, da. Dar și noi avem în perspectivă, așa cum știți, împreună cu Universitatea din Pitești avem cursurile de perfecționare și recalificare pentru asistenții medicali, cursuri de scurtă durată la nivel universitar. Ne dorim să dezvoltăm acest sistem, inclusiv în această săptămână am avut discuții la nivelul conducerii Universității din Pitești pentru a identifica cursuri de recalificare și calificare continuă la nivelul sistemului de sănătate în județul Argeș, dar și pentru celelalte domenii. Cred că județul Argeș asigură stabilitate atât din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al vieții sociale și tinerii se vor întoarce acasă. Deci ar exista premisele unei capitale regionale. Ne întoarcem iar știți la regionalizare. Știți că lucrul acesta ne dorim toți. Da. Piteștiul are și argumente. Argeșul este printre primele județe din punct de vedere al dezvoltării economice, al aportului financiar, al populației, al suprafeței, al obiectivelor economice. Și, sincer vorbind, am spus-o și o spunem mereu, niciodată în istorie județul Argeș nu s-a confruntat sau nu a intrat în vreo asociere cu județul Prahova. Noi avem județele de lângă noi cu care întotdeauna ne-am dezvoltat, ne-am înțeles și probabil vom forma o regiune. Eu atunci când părăsesc acest spațiu, alerg în toată țara, deoarece domeniul meu e cel de consultanță și împreună cu echipa pe care o manageriez, avem contracte în toată țara. Și să știți, surprinzător, dar spre marea noastră bucurie, în Argeș se construiește cel mai mult. Nu numai în orașe, în municipii, ci și în mediul în rural. Da, știți foarte bine, pentru că lucrați într-un domeniu real. Există proiecte cu finanțare europeană, există preocuparea al primarilor și al consiliilor locale de a accesa aceste fonduri. În parteneria cu Consiliul Județean Argeș și am reușit să dezvoltăm și să implementăm aceste proiecte. Este vorba de proiectele prin care reabilităm și modernizăm școlile. Vorbeam de aceste cămine de bătrân, de modernizarea unităților de învățământ, de investiții ale agenților economici, da, de căminele multe culturale. De aceea, domnul director al Agenției de Dezvoltare Regionale Sud-Muntenia, domnul Liviu Gabriel Mușat, întotdeauna în emisiunile pe care le-am realizat cu dumnealui, a lăudat Argeșul și l-a poziționat sus, pe treapta cea mai înaltă. Deci sunt informații reale. Și trebuie să recunosc că am avut o colaborare foarte bună cu domnul director și întotdeauna a fost prezent în mijlocul celor care au accesat fonduri europene și întotdeauna a avut un sfat și un sprijin pentru inițiativele Argeșului. Totuși, că faceți parte din administrație și ați văzut ce înseamnă implementare și gestionare de fonduri europene. Noi vorbim despre regionalizarea administrativă, dar totuși nu considerați că aceste regiuni care s-au conturat și în care s-au format specialiști, experți, n-ar trebui să aibă o continuitate, adică ele să nu fie dizolvate? Din punct de vedere al regionalizării, noi ne-am exprimat că în prima perioadă, deci ar fi necesar ca pentru următorii ani, aceste regiuni de dezvoltare să rămână sub această formă, să preia proiectele europene și să le dezvolte la nivel de regiune, fără a avea autonomie juridică și personalitate juridică. Județele să poată gestiona în continuare fondurile, iar proiectele europene și fondurile europene să fie administrate prin aceste centre de dezvoltare, agenții de dezvoltare regională,
care se preia problemele la nivelul regiunii. Cred că este primul pas spre o regionalizare cât mai eficientă, pentru că acest fenomen trebuie analizat, trebuie urmărit și trebuie proiectat pas cu pas. Este foarte greu să iei hotărâri de asemenea importanță doar în câteva luni de zile. O absorpție mare, un procentaj mare, trebuie gândit și prin această prismă, sau prin prisma faptului că au fost formați oameni, experți la nivelul acestor agenții de dezvoltare regională, da, a organismelor intermediare, da? Ce am face acum să formăm alți oameni în alte județe? Consider că ar fi o ruptură, s-ar produce o ruptură. Da, probabil că până la urmă mintea de pe urmă va lua hotărârile care sunt benefice. Să revenim la specificul emisiunii noastre. Domnule vicepreședinte, în perioada 2007-2013, Consiliul Județean Argeș a derulat foarte multe proiecte și, așa cum vă spuneam, plimbându-mă cu contractele echipei mele de consultanță în toată țara, am simțit o satisfacție extraordinară văzând că în Argeș se construiește foarte mult. Am discutat și cu domnul administrator public Florian Pena despre proiectele, am trecut în vizor repede pe toate proiectele finanțate din fonduri europene, însă aș vrea să discutăm despre cel mai important proiect, acela de protecția mediului în perspectiva dezvoltării durabile a județului, proiectul de deșeuri. În ce stadiu suntem acum? Managementul deșeurilor solide, am intrat în etapa a doua. Așa cum știți, avem un depozit de deșeuri ecologice la Albăta, care a fost construit în prima etapă. Urmează etapa a doua, închiderea depozitelor de la Costești, Curtea de Argeș și Câmpul Lung și generalizarea serviciului de strângere a gunoiului centralizat prin agenții economici care au câștigat licitația și, totodată, foarte important, selectarea gunoiului menajer. Cât de importantă este conștientizarea populației și educația ecologică? Este cel mai important lucru, de aceea acționăm pentru a face cât mai multă publicitate acestui serviciu, pentru a sta de vorbă cu oamenii. Avem echipe care se deplasează în localități unde au întâlnit cu cetățenii, în care prezintă acest proiect, prezintă perspectiva de dezvoltare a proiectului și unde răspundem întrebărilor și nelămuririlor care apar. Eu cred că proiectul acesta depinde în primul rând de finanțare, de modul cum ne achităm de sarcini, dar și de conștiința și cultura noastră. Așa cum avem nevoie de și cum ne întreținem natura, ne vom bucura și copiii noștri se vor bucura de condiții cât mai reale de viață. Discutând despre dezvoltare durabilă, știm că durabilitatea înseamnă acel triunghi format din latura socială, economică și protecția mediului. Siguranță. În ultima perioadă s-au finanțat foarte multe proiecte și se vor mai semna contracte pentru școli, dar am vorbit despre capitolul învățământ, dar acum s-au semnat contracte pentru Călinești, pentru două școli din Călinești, se vor semna trei contracte la Miceș și la Bascov. Cât de importante considerați că sunt aceste proiecte europene pentru localitățile care înconjoară Piteștiul, că de aceea am vrut să aduc în discuție acest subiect, deoarece nu va mai fi acea migrație a copiilor din zona, suburbană. Suburbană, da? Acea migrație la oraș. Sau zona metropolitană, se va numi în viitor. Vreau să vă întreb dacă s-a conturat deja zona metropolitană. Să răspundem pe rând. Am avut și eu discuții cu primarii din jurul localităților din jurul Piteștiului și același lucru le-am spus și probabil că unii dintre ei au ținut cont de discuții pe care le-am avut și de sfaturi și au inițiat aceste școli. Aici trebuie îndeplinit o singură condiție și le-am spus-o și o să insist. Trebuie să-și creeze un corp de cadre didactice stabil, ca să nu mai facă naveta, să nu se schimbe în fiecare an, să nu fie suplinitori care urmăresc să ajungă în oraș trecând prin acest post intermediar. În momentul în care corpul de profesori este stabil, școala este nouă, are dotările necesare, este modernă, copiii vor rămâne în localitatea respectivă
pentru că este un avantaj pentru locuitorii din comuna respectivă să țină copiii la școală acolo. Nu mai fac naveta, nu mai pierd timpul, nu trebuie să-i mai urmărească, nu mai apar tentațiile orașului. Pregătirea este mult mai bună. Și la Moșoaia se construiește o astfel de școală. Primarul la inițiativă și o face din fonduri proprii. Sper să putem să-l ajutăm și noi în anii viitori și să finalizăm această construcție. Zona metropolitană există. Comunele din jurul Piteștiului și orașul Ștefănești au aderat la această zonă metropolitană. Se gândește zona metropolitană și se conturează și va fi o entitate, da? Va fi sigur o entitate. Cu personalitate juridică. Personalitate juridică. Deja am inițiat asociația, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei, alimentării cu apă aici, și canalizării. Da, vreau să vă întreb, era următorul subiect, dar să terminăm cu proiectele care, a căror contracte de finanțare s-au semnat în ultima perioadă și încheiem cu Muzeul Golești. Câteva cuvinte, suntem probabil în stadiul de pregătire a documentației de licitație pentru construcție, da? Este un proiect deosebit, reabilitarea. Nu numai pentru Argeș, nu numai pentru Argeș, asta vreau să spun, istoria României. Reabilităm și consolidăm acest lăcaș de cultură și de istorie. Este un proiect cu multe domenii de activitate, de aceea va fi dificil. Eu sper să-l finalizăm cu bine și să avem o realizare deosebită în ceea ce privește cultura, tradiția și istoria argeșană. Un proiect la care și-au adus contribuția specialiști și eu cred că în 2 ani de zile finalizarea proiectului va fi benefică pentru argeșeni. Începutul acestui proiect s-a intersectat cu finalizarea celor 3 care au prevăzut turismul cultural, tradițiile, da, și tradițiile, valorile în Argeș. Proiectul privind promovarea Muzeului Județean Argeș, castrul Jidova care încă este în derulare și proiectul și zona montană Argeș-Mușcel. Proiecte la care am lucrat împreună și de care mă simt foarte bucuroasă și foarte mândră, sau se finalizează cu succes. Cât de important considerați că este patrimoniul nostru cultural al argeșenilor și cât de promovat este el? În strategia de dezvoltare a județului, fără să spun cuvinte mari, întotdeauna ne-a preocupat cultura și tradiția argeșană. Și am sprijinit instituțiile de cultură, am sprijinit inițiativele locale, activitățile tradiționale. Aș vrea să vă spun că 7 ediții de sărbători ale Argeșului și Mușcelului, făcute cu efort, cu investiții materiale și financiare, nu reprezintă o activitate redusă. Am reușit să aducem în fața argeșenilor și în atenția argeșenilor personalități care au muncit pentru Argeș, personalități care s-au afirmat la nivel național și internațional, dar sunt la bază argeșeni. Am reușit să aducem în fața argeșenilor tradiții și meserii uitate. Școala populară de artă are 12 secții în tot județul Argeș, bazate pe tradițiile și pe, eu știu, meșteșugurile caracteristice localităților respective. Am participat și participăm cu formațiile finanțate de Consiliul Județean Argeș în cadrul instituțiilor de cultură la festivalul internațional și întotdeauna suntem premianți și suntem recunoscuți ca valoare. De fapt, ne întoarcem iarăși la ce vorbeam mai devreme, Argeșul își demonstrează potențialul istoric, potențialul de tradiții și de valoare. Este o zonă plină de realizări. De istorie și legendă. Istorie, legendă și cultură. Pentru că timpul niciodată nu este atât de prietenos cu noi la Argeșul European. Domnule vicepreședinte, doar 5 minute mai avem. Spuneți-ne care sunt liniile de dezvoltare pe care Consiliul Județean le urmărește pentru perioada 2014-2020. Și apropo, că înainte de a vă spune aceste lucruri, apropo de cultură și de tradiții și de valoare, să nu uităm, Consiliul Județean Argeș s-a implicat și sper să găsim și parteneri în promovarea și dezvoltarea sportului. Am preluat și suntem alături de echipa de handball, Handball Club Argeș,
care este una dintre echipele performante din Liga 1. Ne dorim ca în câțiva ani de zile să formăm o echipă puternică, să promovăm în Liga Națională, să creștem tineri care să-și aducă contribuția la promovarea sportului argeșan. Să lansăm public o idee la nivel de Consiliu Județean, să promovați niște grupuri de lucru din care să facă parte și consultanți și actorii importanți pentru fiecare domeniu în parte și să gândim de acum proiecte prioritare atât pentru sport, pentru cultură, pentru sănătate și de ce nu pentru o idee foarte bună. Sistemul social, dar altfel gândim mai multe minți, da, gândesc un proiect de anvergură mult mai echilibrat, mult mai conturat. Foarte bine, știți bine că noi întotdeauna la nivelul Consiliului Județean Argeș și am fost adepții muncii în echipă și întotdeauna am ascultat și am fost de acord cu părerile partenerilor. Ce ne propunem în anul viitor? În primul rând să finalizăm proiectele începute. Avem proiecte începute pe infrastructură, drumuri, alimentări cu apă, canalizări. S-a investit foarte mult în infrastructura de drumuri, cultură, social, învățământ, domeniul medical. Însă, pentru infrastructura de apă potabilă și apă uzată, nu prea am auzit de proiecte, deoarece acestea sunt proiecte foarte grele, au impact, trebuie să gândite ca și impact regional, trebuie să organizate acele asociații de dezvoltare intercomunitară, așa cum s-au organizat și pe deșeuri, da? Da. Deoarece Comisia Europeană agrează proiectele regionale. La nivel de regiune și de zonă. Știu, vorbeam cu domnul administrator Florian Pena că există o gândire referitoare la trei magistrale de infrastructură de apă, aceea care pornește de la Rucăr, da, și ajunge undeva la Câmpul Lung Bioveni, cealaltă care din vestul județului până jos la Bârla și zona metropolitană. Cât de importante sunt aceste proiecte de infrastructură privind apa potabilă și apa uzată pentru județul Argeș în câteva cuvinte? Ca să spun direct, ca să ne dezvoltăm, trebuie să ținem cont de cererile și de poziția Argeșului. Nu ne putem dezvolta fără să avem în vedere că facem parte dintr-o regiune, facem parte dintr-o zonă și întotdeauna ne vom adapta acestor situații. În ceea ce privește apa și canalizarea, sunt două elemente foarte importante pentru dezvoltarea județului, pentru viața socială. A avea apă curentă și canalizare înseamnă civilizație. Ne dorim să asigurăm aceste condiții pentru cetățenii Argeșului. Proiectele de care spuneați sunt prinse în strategia de dezvoltare a județului. Acum în Argeș sunt începute proiecte în 26 de localități de alimentare cu apă și canalizare. Au fost acele finanțări. 14 sunt aproape de finalizare. Celelalte încercăm să asigurăm banii necesari. Probabil că cel mai important este cel de pe Valea Râului Doamnei, începând de la Nușoarea până la Coșești, cu aducțiune care să asigure alimentarea cu apă și canalizarea pentru toți locuitorii și unde sper ca în anul 2014 să-l finalizăm. După emisiunea cu domnul administrator public Florian Pena, am fost întrebată de ce s-au gândit aceste magistrale pe acele zone. În primul și în primul rând din cauza reliefului. Au fost făcute niște studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate care au indicat relieful și sursa de apă. Care au indicat soluția tehnică. Exact. Nu au fost alese așa pentru că așa a vrut Consiliul Județean. Nu, aceste investiții sunt realizate în baza unor studii foarte bine fundamentate de către specialiști. Nu ne facem cunoscători în orice domeniu, de aceea Consiliul Județean Argeș a pus la dispoziția specialiștilor în domeniu toate documentele, toate informațiile statistice și conform acestor date și informații s-au prefigurat și s-au elaborat acele studii de fezabilitate. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Stimați telespectatori, ne întâlnim săptămâna viitoare, înaintea prânzului, duminică, numai aici la Argeșul European. Nu uitați să gândiți european.